Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș informează că prin Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 26 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost modificată și completată cu prevederile articolului 4, legea 52 din 2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional de zilier, sens în care se înființează Registrul Electronic de Evidență a Zilierilor ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența Zilierilor. În termen de 60 de zile de la înființarea Registrului Electronic de Evidență Zilierilor, respectiv data de 20 decembrie 2019, se va elabora și publica în Monitorul Oficial al României Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale cu metodologia de întocmire și transmitere a Registrului Electronic de Evidență Zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta. ITM Maramureș precizează că față de prevederile legislative menționate s-a efectuat recepția aplicației informatice. Transmiterea și evidența zilierilor prin Registrul Electronic de Evidență se aplică începând cu data intrării în vigoare a Ordinului Ministrului Muncii, dată până la care beneficiarii vor ține evidența zilierilor în Registrul de Evidență zilierilor în format hârtie și vor depune în continuare lunar la Inspectoratele Teritoriale de Muncă până cel târziu în data de 5 a lunii următoare un extras cu înregistrările aferente lunii precedente. În vederea familiarizării cu Registrul Electronic de Evidență a Zilierilor, beneficiarii au posibilitatea să acceseze aplicația mobilă denumită Inspecția Muncii, ca instrument de lucru util beneficiarilor care folosesc zilieri în activitatea pe care o desfășoară. Instrucțiuni în acest sens se găsesc la adresa de pe ecran.